Bun, salutare oameni și bun găsit la un nou... Ui, iar a crescut un copac! Ok, chiar vreau să fac un intro cu ceva legat cu crescutul de copaci, dar... bănuiesc că nu o să mai fac și că jocul ăsta are o plăcere să-mi strice mie planurile. Bun, la un episod de Minecraft Captive. Ceva pe acolo, ați înțeles vă ideea. Minecraft în captivitate, ok? Stăm aici astea. Oh, what? Iar a crescut un copac. Băi, eu nu mă supăr dacă tot cresc copacii ăștia așa. Ha, la 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 la. Lem. Și acum găsit, o să mă... Ok, și ceva, ia să sparg eu frunza asta cu chestia asta, așa. Mamă, frate, mi-am spart sabia într-un copac. Ok, hai să fac aici niște bone meal. Pe care să-l folosesc aici, să fac rost de niște grâu pe care pot să-l folosesc pentru a îmi coace o pâine. Bine, că nu o coc, aparent o fac într-o masă de craftare, dar da, asta înseamnă un nou achievement, ceea ce e foarte bine, pentru că e nou și e achievement și avem nevoie de achievement-uri ca să ne completăm planul de a, nu știu, de a conduce lumea. Și uite, văd că mai debloc Luck Lingery Potion of Luck. Ok. Aparent există așa ceva. Raw Pork Chop, Arrow. Ha, ok, nu știu la ce aș putea să folosesc chestia asta. Ia dacă o țin în mână. Na, nu face nimic. Ok, pare destul de rară și de periculoasă, da? Și că haideți să o iau și să o pun undeva. Te iau și ăsta, iau și ăsta și să plantez înapoi poeții, da. Hai să nu îi plantez înapoi, mai plantez pe lângă și chestii și pe înțeles, băi, da. Uite ăsta să-l pui mai sus, da, ăsta e șeful, ăsta e șeful copăcel. Copăchel, e cu capa, că sună mai mișto cu capa, copăchel. Ok, și uite, nu ar strica să mai măresc aici ferma oarecum. Hai că ce-o fi, a? E, băi, și ceva e ferma mea de grâu, ok? Sunt foarte mândru de ea. Înainte, încă mă uit la... Așa, și tu ăla de, erai în comentarii și ziceai chestia aia. Da, să știi că nu ai deloc dreptate. Da, eu am dreptate, ok? Nu ai dreptate. Știu că... Vorbești prost și... Da, în fine. Știu că o să fie careva în comentarii care o să fie super normii și o să zică ce... Uauleu, un creeper și o să zică ceva. Și da, ce am zis chestia asta, chiar dacă eu filmez episoadele astea unul după altul. Ok, două săbi și ar trebui să fie mort! Yes, ok. Ok, am riscat tot tare de tot acolo. Bun, haide să umplu zona asta de torțe, deoarece chiar nu vreau să se mai spuneze cine știe ce chestii. Uite, și văd că aici mai am niște torțe și... Da. Uite, văd că curge și niște apă de pe aici pe undeva. Ok, bun. Dar știi ce mi-ar face mie foarte mare plăcere? Să mai găsesc niște fier ca să pot să mai fac... ca să pot să mai fac niște... Da, mă, zi-mă să-i zic. Așa, ca să pot să mai fac un târnăcop. Că aș mai vrea un târnăcop. În ce aș mai vrea un târnăcop? Nu știu, da, în fine. Și oricum, uite, cred că aș putea să-mi fac destul de multe unelte de piatră, deoarece oricum e piatră pe care nu o folosesc. Adică, bun, nu că nu o folosesc, da, am suficientă. Și ați văzut, mă, schema asta de Minecrafter, sper că v-a plăcut. 9, 9, 8. Wait. Aici e 1000 cu 1000, da? Oh my god, iar era să greșesc. Chiar era să greșesc să fac o mare prostie. Nu măcar n-am uitat și nici măcar n-am nevoie să fac gravel-ul ăla. Uf, bine că sunt atent. Bine, adică dacă eram atent nu greșeam de prima oară, da, am înțeles ideea. Cel mai probabil nu o fi... Oh, uite, fier. Cel mai... În fine, voiam să zic ceva, dar de că nu mai zic. Că am găsit fier și poate mi l-a Dumnezeu înapoi. Și n-am chef. Ok, 5 bucăți de fier. A, 6! 6 bucăți de fier! Ok. Ok, 6 bucăți de fier, asta înseamnă că putem să ne facem un tank, ne facem un fucking tank care să cucerim lumea și... Da.
E doar un tank. Ce ai putea să faci cu un tank? Să-mi puși lume? Ce frate, puși lume tank? E old school rău chestia asta, frate, băi, cu tankul, mai nou acum cu tankul, da? Te duci și agăți gagici, ok? De te duci așa și le așa pe fitilul de la tank. Așa se folosește, frate, acum tankul. În fel, să-ți faci acolo un tank, de te-ai mai gaming room-ul sau jacuzzi sau, da, ceva. Vă-ați seama să te duci în Africa cu chestia aia, frate, vezi pe aia cu mașini, cu hamere, cu chestii. Ai tu cu fucking tankul acolo în Sahara să faci expediție. Ok, aud niște mârituri și pârituri, nu știu cine ce orgasm are. Dar nu sună prea. Oh god, hello? Aoleu, un spawner. Am găsit, cred că e un spawner, nu? Adică chestia asta sigur n-am pus-o eu. Ok, un spawner e cam grav. Holy hell, cât zombie este aici, hai că ne descurcăm. Oh god, ok, nu știu dacă mă descurc. Dar oricum, sigur nu o să-mi las toate hiturile să se încarce, deoarece vedeți că trebuie să folosesc mai mult loc vechi, dar este bine că, like, se țin câte în spate și vin mai greu. Singura problemă ar fi că mi se duce din durabilitate. Fuck! Dă-i! Dă-i la băiat! Dă-i bătaie! Dă-i bătaie! Dă-i! Dă-i! Pălițaș! Tăițaș! Pea! 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 Ghilotină! Gata! E bine! Da? Nu? Mă numesc că e bine! Ok, haide să mâncăm și noi acum pâinea asta pe care am făcut-o, dar n-am făcut-o degeaba. Niște gunpowder! Putem să facem niște TNT și putem să facem nici mai multă pâine! Deci niște melon seed, ok, ce am putea noi să facem cu pepenele astea, cu pepenele, nu știu, da. Ui, și am mai găsit două bucăți de fier, deci am 8 bucăți de fier, deja înseamnă că pot să folosesc fix un singur cărbune. Dar aș vrea să mai fac niște torțe, o rabă, cu ceva pe acolo, 16 pe torțe, ok, hai că e bine, 16 pe torțe. Cu niște cufere, aici niște pământ, o floricică pe care o să o luăm la noi, că îmi place. E foarte galbenă. Îmi plac chestiile galbene. Hai că îmi plac florile în general, nu neapărat că-s galbenă. Da, în fine, asta se rezvăită. Oh my god, și mai mult fier. Dacă tot găsim așa fier, poate reușim să ne facem și toate uneltele de fier, ceea ce ar fi genial. Mai ceva, tot mi-e frică. Haide să mai pun chestia asta pe aici. Bun, acum sigur n-ar trebui să se mai spuneze nimic. Bun, dar haide să ne mai uităm la achievements. Haide să vedem ce achievement-uri mai avem de făcut. Deci avem un attack and destroy a monster pe care l-am făcut. Măi, deci văd că asta cu verde trebuie să flag the lie. Wheat, sugar, milk and eggs. Ok, ca să facem un tort. Harvest some leather. Kill a skeleton with an arrow from more than 50 meters. Hai pe bune! Hai, nici măcar n-am arc și nici măcar nu cred că sunt 50 de blocuri în toată chestia asta. Și ăsta vrea să omor... Oh my god, frate, challenge-uri imposibile. Da, chiar nu sunt imposibile, dar pentru harta asta, oh, doamne. Ok, acquire hardware, smelt an iron ingot pe care l-am făcut. Travel by minecart for at least 1 km from where you started. Ok, și like, chestia asta cum funcționează? Trebuie, like, funcționează dacă fac o chestie în cerc? Nu cred. Nu cred că funcționează, că trebuie 1000 de blocuri de unde ai început. Deci, oh, doamne. Requires into fire. Requires diamonds, ok, deci momentan ce achievement putem să facem? Deci trebuie să facem achievement-ul cu tortul, cu vaca, cu parcașul, cu nocepălul, cu fișul, cu rail-ul, cu diamantele, ok.
Cred că acum avem cele mai multe posibilități. Dacă le-am și găsit. Oh my god, frate, mă, ce chestii imposibile mă pune să fac. Ok, aici e 0-0, da? E, adică e 1000 cu 1000. Da, e 1000 cu 1000. Ok, că nu vreau să greșesc. Dacă trebuie să fie perfect, dacă nu e perfect, cred că dau mare de aici, ok, să continuăm să săpăm. Ok, chiar nu mă interesează acum, momentan să mă duc să fac gros de nu știu ce chestie. Dar oricum, când o să-mi termin pickaxe-ul, o să mă duc și o să-mi fac un pickaxe de fier și poate o să mai minăm pe aici, prin zona asta. Vedem și noi ce mai găsim. Poate găsim, nu știu, poate găsim diamante sau găsim, mai nu, ceva. Un cufăr cu chestii, ceea ce ar fi foarte interesant. Bine, adică nu neapărat că ar fi un cufăr, ar fi interesant pentru că ar avea chestii în el, chiar dacă n-ar fi chestii care să-mi folosească, deoarece oricum cel mai probabil nu o să fie chestii care o să-mi folosească. Deoarece am deja destul de multe chestii și cam am tot ce am nevoie pentru a fi self-sufficient. Ce deja sună filozof, a? Sună un intelectual, poate sunt intelectual, ce știu eu. Oh my god, pot să fac chiar două de astea. Bun, chiar dacă folosesc un pic din chestia aia, chiar nu mă interesează. Dar oare ce să facem cu gunpowder ăsta? Ah, acum stau un pic să mă gândesc. Nu am și eu niște ață? Ba da, am ață. Ok, dacă am ață, am trei ață. Deci am două variante. Ori. Deci ori pot să fac o undiță, ori pot să fac un arc. Dar cred că o să fac o undiță, deoarece arcul poți să-l primești și de la scheleți, în caz că mai găsesc. Și nu cred că o să mai găsesc, adică nici măcar nu prea cred că o să mai caut, dar... Na. Sergeți, da. Dana, arcul, zic că challenge-ul cu arcul, adică challenge-ul... achievement-ul, da, achievement-ul cu arcul momentan nu prea am cum să-l fac. Deci trebuie să recurg la poundiță din câte puteți vedea. Bă, și nu m-ar deranja, de fapt nu. Ok, m-ar deranja să mă duc la suprafață deoarece sunt mobi pe acolo, ok? Și n-am niciun chef, deoarece e seară și, și mă mușcă de curuleț. Curulețul ăsta meu bombat și plin de, nu știu, chestii. Plin de carne. Yes. A ce caută mă sugar cane-ul ăla acolo? Oh my god, vrea seama că stăiască să ajungă acolo într-o zi. Lene. Lena de pe lume. Ia, oare în partea asta ce-o fi? Oh my god, frate, ce bine e cu pickaxe de fier. Ok, deci asta ar trebui să fie într-un fel, primul etaj. Acum mă uit de cufere, să văd ce cufere aș putea să mai accesez de la următorul achievement. Aparent nu prea multe. Băi, la atunci bănuiesc că o să continui cu săpatul în jos. Că altceva nu prea am ce să fac. Ok, aud un Enderman. Ah, ok, și pe lângă un Enderman nu mai aud mulți alți mobi. Ceea ce nu prea e amuzant. Dar Enderman-ul ăsta ar putea să ne fie folositor. Ok, pun și o torță pe unde pot. Oh, doamne! Nu, 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 nu! Oh my god! Ok, s-a sufocat scheletul ăla. Asta e bine. O chestie mai puțin de omorât. Oh my god, frate, dar ce panică mi-am luat când am căzut. Oh my god, oh, uite, dar văd și un cufăr acolo. Bă, frate, bă, are niște jumpscare-uri harta asta. Neintenționate, frate. Bă, dar mă sperio așa de tare, oh my god. Ok, și văd că pot să fac asta aici, așa. Nu, marci de aici. Sunte prind. Și ar trebui să fie 0 cu 0, da! Ok, să ne ferim de zombie ăsta. Încerc să iau cât mai puțin damage.
Dar ce știți că nu avem mâncare nelimitată? Asta n-are arc, mă? Nob infect. Oh my god, tu mi-a dat damage. Fuck. Nu e bine. Ok, în fine, haideți să căutăm cufărul ăla pe care... Ah, așa, uite aici un cufăr. Mergi, vă cam un compas, niște torțe și niște unelte. Oh gosh, acolo vă căs foarte mulți mobi. Ah, uite, văd că nu au, ok, văd că nu au arcuri ăștia, sunt penibil. M-aș mai de aici, să nu vă prind. Hai, out! Hai, get the fuck. Yeah, dar chiar mi se pare super overpowered. Asta e să-i zic, sabia, da, adică, like, pur și simplu îngriți-vă, like, te bate unul și ți ai durabilitatea aia și ăla fix lângă tine, like, poți să stai o secundă și, like, să aștepți să, like, adică să, nici măcar nu trebuie să aștepți, frate, adică chiar dacă n-ai chestia, poți să-i dai un hit și să-i dai knockback, să-l pui la distanță, ceea ce e super sweet, adică super dulce, așa s-ar traduce, super dulce. Dar bun, cred că este zi. Uite, vreau acolo să fie day one. Nu știu dacă e zi sau seară, dar bănuiesc că e zi, deoarece nu prea aud așa de mulți mobi în plus. Oricum, haideți să vedem dacă e zi sau seară. Oh my god, frate, mamă cât am putut să sap. Oh god. Ok, aud niște monștri, deci nu cred. Da, e posibil să fie pur și simplu doar monștri de aici, din mină. Aici numai de aia să mănânc ceva. Ok, nu prea aud nimic pe deasupra. Deci este destul de posibil să fie zi, ok, nu e zi, e seara. Nord-est. Ok, văd că răsare soarele, e bine. Bun, hai să vedem la următorul achievement ce o să mai primim, aparent mai nimic. Da, well, își bănuiesc că singurul loc în care putem să mergem este jos. Adică nu vreau să mergem în jos, like, mă refer să săpăm în jos, că noi mergem sus. Știți că, like, noi reușim să facem chestii, ok, și vreau peștele ăla. E un pește? Nu, e un bol stupid. Vreau un pește, ok? Te rog frumos, dă-mi un pește, joc. Chiar am nevoie de un pește. Pentru un achievement. Bun, chiar dacă, bine, adică nu am nevoie chiar acum de el. Like, oricum e pentru un achievement ciudat. Hai, mânco, hai, pește, pește, pește. Hai, mă, dacă, băi, oare dacă dansezi la pești, vine peștele mai repede? Hai să dansezi. Hai, mă, pește, hai, mă, te rog, mult, hai, mă, vină, mă, și tu la mine, nu-ți alea, mă, nu-ți fame, haide, frate, mă, nu le văd acolo pe frate, cum vină el în undiță, hai, mă, vină și tu, tată, nu-ți alea, mă, te rog, mult, vină, mă, în undiță, hai, mă, vină și tu la mine, nu-ți alea, haide, mă, pește, ciudat, vină aici la mine în cărlic ca să te avă, ca să pot și eu să fac un ocimen, vine, adică, oricum, trebuie să-l prăjdez după aceea, deci, deja vă-l prind, dar, hai, mă, vină și tu la mine, pește, hai, mă, bine, nu merge, bine, știi ceva? Poate dacă îl ignorăm, poate o să vină, dacă îl ignorăm, da? Poate e bun pește cu, nu știu, cu pretenții. Hai, îl ignorăm acum. Ne uităm la soare. Soare mare și... Ah! S-a auzit. În fine. Ce soare mare și rotund, care, like, pătratul ăla ar trebui să fie un cerc. Adică pătratul ăla reprezintă un cerc, vă dați seama. Ce joc interesant. Da.
Hai, facem filozofia. Pește! Yeah, vino cu a mai friend. Oh, ia, yeah, primul pește, mamă, frate, aici, the best survivor ever și ne-ever. Băi, fraților, nu mai nimeni. What the hell, ce cu asta aici? Get the fuck out, să nu vă prind. Ce mă, oh my god, pe bune că trebuie să pun torțe și pe aici. Ok, torța acolo, torța acolo, dacă mai văd răcii de-astea, fac crize. Chiar fac crize. În fine, haide să ne punem peștișorul aici. E bine măcar că putem să folosim cât lemn avem chef. Și bătesc nobele! Yeah! Am mai făcut încă o pește, asta înseamnă că am mai făcut încă un achievement. Deci acum suntem cu un bloc mai liber. Da, eu uitat. Yeah! Să mă plimb pe aici. În fine. Bun, dar totuși, acum că am făcut rost de pește, pește pe care nu o să-l mâncăm, vă dați seama, băi, peștele ăsta este o realizare, ok? Este o bucată istorică, este un izvor istoric peștele ăla, ok? Cum să-l mănânci, Doamne ferește. Uite, o să-i facem, mamă, nici măcar nu o să punem chestii pe lângă el, nu, ok? Și ceva, uite, o să pun de fapt în cartea aia și pe asta o să-l țin așa și... Acolo așa niște zăpadă ca să fie un pic la rece peștele, să fim siguri că nu se strică. Așa. Bun. Dar da, cred că cam atât a fost și cu episodul acesta. Adică, bă, fraților, am făcut destul de foarte multe investmenturi. Deci așa de multe, pentru că de mereu băgate în banane egal cu... Da, în fine. Ce este bine, băi, deci sunt foarte mândru de mine doar ce am reușit să supraviețuiesc. Ok, sunt în viață o ființă care stă și gândește și respiră, nu ca zombie aia pe care și scheleții aia care au venit la mine să-mi dea bătaie fără arc, adică, n-am. Bun, și bănuiesc că ne auzim pe altă dată, dacă ne auzim, sper să ne auzim, ar fi ciudat să nu, în fine, bine, hai mă încheie și o dată episodul ăsta.